4 mașini au fost implicate într-un carambol în Alba, cu urmări tragice. Șoferul care a provocat accidentul a murit pe loc, iar 2 oameni au ajuns la spital în stare gravă. Pe drumul cu ceață densă, bărbatul de 37 de ani a intrat într-o depășire. A lovit frontal o camionetă și apoi alte 2 mașini care circulau regulamentar. Carambolul s-a produs între 2 localități din Alba la primele ore ale dimineții. Era ceață groasă și vizibilitate redusă. Un șofer grăbit a vrut să depășească mașina din fața lui, dar s-a izbit violent de o alta care circula regulamentar. În impact au fost acroșate alte 2 autoturisme. Opel roșu a încercat să mă depășească și m-a acroșat și m-a aruncat pe câmp. Între timp eu s-a lovit de Clio și de tubița aia. El avea de viteză din moment ce încerca să mă depășească. Vedea din spate. Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă. Mașinile s-au împrăștiat pe șosea. Ceață! Era ceață cu viteză, vă dați seama cum intra. Șoferul care a provocat accidentul a murit pe loc. În dreapta lui, o femeie a fost rănită și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Și șoferul uneia dintre mașinile lovite a ajuns la spital. Conducătorul auto s-a angajat în depășirea unui autovehicul Skoda, pe care l-a acroșat în timpul depășirii, și autoturismul Opel a intrat în coliziune frontală cu o autocamionetă. În acest carambol a fost acroșat și un autoturism marca Renault. Accidentul s-a produs în condițiile unei depășiri neregulamentare și în condițiile unei cețe dense. Polițiștii au deschis dosar penal. Traficul în zonă a fost blocat o oră și jumătate.